внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Comisia Europeană este condusă de minți bolnave. Ei ne-au adus inflație, ei ne-au adus sărăcie, ei ne-au adus o pandemie inventată și pregătesc tot felul de nebunii. În timp ce noi în România avem nevoie de spitale, avem nevoie de drumuri, în timp ce jumate din România este îngropată în sărăcie, de la Comisia Europeană se vorbește despre identitate de gen, se vorbește despre schimbări climatice, se vorbește despre cum să inventeze noi pandemii și noi restricții care să ne afecteze drepturile și libertățile noastre fundamentale. С праздником вас! С днем великой победы! Ура! Oamenii care stau în fața televizorului, oamenii care sunt departe de București, cum vă ei ce se întâmplă astăzi acolo? Depinde de nivelul de înțelegere al fiecăruia, pentru că realitatea este destul de neplăcută. În România, gradul de analfabetism nu este foarte ridicat, ba dimpotrivă. Uite, hai să pornim de la întrebarea cheie în toată povestea asta. Tu știi ce este PLX-145? Foarte multă lume nu știe. Eu, la mine se întâmplă să fi citit. Pentru că știi să citești, nu? Hai să spunem, ce este PLX-145? Păi vorbim despre legea aceasta care a PLX riscat... este așa. O lege, este un proiect de lege. Exact. Proiectul de lege 145. În mintea unui votant aur, că am încercat să pătrund în mintea unui votant aur care a bătut zeci sau sute de kilometri să vină la București și să strige în fața Parlamentului jos labele de pe copii. Deci în mintea votantului aur și simpatizantului aur, PLX 145 este vaccinul, este 5G-ul, este satana. Este o amenințare existențială. Cu cât termenul este mai abscons, mai greu de pătruns, mai de neînțeles, cu atât o parte dintre concetățenii noștri simt că amenințarea este mai mare. Uite, este rezultatul politicilor de după 1989. Aur este o excrescență a politicii de după 1989. Aur astăzi se comportă ca minerii PDSR-ului de pe vremuri, da? FSN-ului de pe vremuri. PLX 145. Deci, domnii de la Aur au montat, și cei care sunt în spatele lui George Simion, probabil cei care erau și înainte în tot felul de înscenări la mineriade și așa mai departe, pentru că metodele sunt aceleași, fac un fake news de zile mari, de proporții, da? Transformăm practic o lege care spune așa, legea este proiect de lege privind organizarea activității de prevenire, deci de prevenire a separării copilului de familie. Domnul Simion ce face? Înlocuiește prevenirea separării cu separare. Separare. Adică este o lege a separării copilului de familie. Este o propagandă de asta neagră, în care un termen este înlocuit cu opusul său, cu antonimul lui. Nu înseamnă da. Cum face Putin în Rusia. Războiul este pace. La fel la domnul Simion și la Aur, o lege care previne separarea copilului de familie devine o lege care separă copilul de familie. Înțelegi cât este de gros acest procedeu demn de anii 50? Deci este o propagandă atât de groasă încât orice om alfabetizat puțin, care știe să citească și care poate să înțeleagă
sensul termenilor pe care îi citește, înțelege propaganda, înțelege manipularea. Dar ce te faci cu partea aia de Românie care nu înțelege? Care nu înțelege semnele? Noi avem un grad de analfabetism funcțional spre 50%. Adică cetățeni care citesc cuvintele și nu le înțeleg. Da, asta înseamnă analfabetism funcțional. Deci, fă-i unui popor harcea-parcea educația. Elimină-i rațiunea și spiritul critic. Anihilează-i discernământul. Elimină capacitatea de a gândi și de a înțelege ceea ce citește. Și vei avea poporul aur, care are impresia că îi se fură copiii. Domnii de la aur știu foarte bine ce fac, pentru că asta este una dintre cele mai mari frici ale omului, să-și piardă copilul, nu? Iar oamenii aia care protestează, probabil chiar sunt sinceri în această frica lor, în acest demers al lor. Cum adică să-ți ia cineva copilul și să-l dea cui? Gheilor de la Bruxelles. Că aici este completarea parlamentarilor aur. Ne spun în petiție, vă iau copiii și îi dau gheilor de la Bruxelles. Știi? Și atunci există suficient de mulți oameni în țara asta care au creierul neted și care nu înțeleg ce citesc, care să creadă aceste bazaconii. Deci, domnul Simion și aur le bagă oamenilor în cap acest gunoi pentru a le stimula fricile și pentru a aduna o masă de manevră cu care iau cu asalt parlamentul, cu care vor lua cu asalt instituțiile, cu care vor lua cu asalt alegerile, pentru că ce oferă, de fapt, acest partid extremist românilor? O cultură, o dictatură a violenței, da? Care ne duce în ce? În anarhie, în lipsă de democrație, în lipsă de libertate, în definitiv, pentru că asta nu este libertate de exprimare. Da? Nu e ce ne spun unii, domnule, eu spun ce gândesc. Nu? Asta este o anulare a libertății celuilalt, o manipulare, o lipsă, de fapt, de libertate. În momentul în care tu nu ești autonom și faci parte dintr-un plan de manipulare și de propagandă, tu, de fapt, ești captiv în aceste rețele de fake news care te fac practic un... Ești o masă de manevră până la exact, urmă. O masă de manevră docilă în mâinile unor șmecheri. Pentru că vedem, apropo de ce spui tu, cu cât știi mai puțin, cu atât inventezi mai mult. Mie numai asta îmi venea în cap. Uh-huh. Pentru că, având informația minimă, atât cât au fost hrăniți, ei au tot inventat și au... Deci, încă o dată, trebuie să le spunem oamenilor foarte simplu. Nu vă ia nimeni copiii. Nu există așa ceva. Legea este tamam pădos. Legea instituie mecanisme prin care se previne separarea copilului de familie, exact, și se identifică cazurile în care copilul este în risc de separare față de familie, iar legea spune foarte clar, instituțiile statului trebuie să ia toate măsurile pentru ca copilul să rămână în familie, pentru că acolo se dezvoltă el normal și armonios. Ieri a fost în România doamna Kövesi, procurorul european Laura Codruța Kövesi, fostă șefa DNA-ului. E, cine a agresat-o pe stradă pe doamna Kövesi? Domnul Simion. Doamna procuror, dar de ce aveți atâția bodyguard după dumneavoastră? 4 gărzi de corp, ce-i? Care-i problema? Vă e frică de ceva? Cam ciudat. Domnul Simion a alergat-o pe Calea Victoriei, mi se pare că este aici. Doamna Kövesi. De ce aveți atâția bodyguard după dumneavoastră? E incredibil. Procurorul european și gărzile de corp foarte populare pe străzile din București. A alergat-o pe Calea Victoriei, mi se pare că este aici, pe doamna Kövesi, cerându-i socoteală pentru gărzile de corp cu care aceasta era însoțită.
Deci gărzi de corp pe care probabil le pune la dispoziție instituția europeană. De ce? Pentru Sigur. Că se întâmplă ca pe stradă să fie mulți dezaxați. Și se întâmplă să aibă o funcție foarte importantă. E, cine laudă filmarea și înregistrarea și acțiunea domnului Simion? Păi, clientul nostru Ponta Ghiță. Da? Pe pagina de Facebook a domnului Ponta se zice: bravo, George Simion, pentru întrebare și filmare. Domnul Ponta se consideră un fel de mentor sau sfătuitor al domnului Simion. Domnul Ponta, care a fost premier al României și care a rămas fără colegi. Adică încearcă să-și facă un comeback în politică prin acest vehicul extremist AUR. Domnul Simion are spații largi de emisie la televiziunea domnului Ghiță, de pildă, care este un fugar care dă cu tif la autoritățile române de peste Dunăre. Colegul meu, Sorin Negruțiu, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Mă împinge, amețesc! Haide! La vorba, eu pentru cine votez? Haide! Eu pentru cine votez? Pentru cine? Lasă-mă în pace, cetățenii! Ai ajuns nesuferit! Votează pentru cine poftești! Eu nu poftesc pe nimeni dacă e vorba pe poftă! E onorabil, nu te vedeam, sluga! Mii de ani pace! În sfârșit, cetățene, te rog, lasă-ne cu binișorul, lasă-ne! Ce poftești de la mine? Nu ți-am spus? Mâine începe, eu pe cine aleg?